Pentru autorecenzarea asistată la nivelul municipiului Sighet, marmații au fost recrutați, selectați și instruiți de către Direcția Județeană de Statistică Maramureș un număr de 10 recenzori. Aceștia își desfășoară activitatea la posturile de lucru special amenajate pentru realizarea autorecenzării în următoarele locații: Primăria Sighetu Marmației, Camera 38 și Camera 14, Universitatea Babeș-Bolyai, strada Avram Iancu, numărul 6, Liceul Tehnologic Forestier, strada Dragoș Vodă, numărul 43. Autorecenzarea asistată se poate realiza atât de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează sub îndrumarea recenzorului, cât și de pe tabletele electronice aflate în posesia recenzorilor. Recensământul populației și locuințelor din România a început de luni cu etapa autorecenzării, care durează între 14 martie și 15 mai. Pe platforma recensământromania.ro, cetățenii se pot autorecenza începând de luni, iar în schimb vor primi o zi liberă de la serviciu. În formularul de 7 pagini vor completa informații precum cetățenia, adresa, starea civilă, etnia ori nivelul de studii.